Cu câteva luni în urmă, când abia își publicase prima carte intitulată În îmbrățișare cu focul, tânărul scriitor Ilia Gvozdikov, care își începea cariera, nu s-ar fi gândit niciodată că va fi invitat la Congresul Regional al Creatorilor Literari, care urma să aibă loc la sfârșitul anului. Încă din copilărie, băiatul Ilia s-a dovedit a fi o persoană creativă și foarte versatilă. Când avea opt ani, a scris prima sa poezie. A reținut-o toată viața, iar când a crescut și în buzunarul său A apărut o mie de ruble în plus A comandat un cadru frumos și a agățat acea poezie Scrisă de mână cu o caligrafie Incredibil de frumoasă În apartamentul său Un tractor merge cu spatele în grădină Tractorul se va strica Iar șoferul înjură Așa arăta prima sa poezie Citită în fața părinților Iar atunci, elevul de clasa a doua Iliac Vozdikov a primit un răspuns În formă de râs sincer și zgomotos În acea seară Ilia stătea pe un taburet în sufragerie, ca la o sărbătoare de Anul Nou, citind poezii în fața moșului Crăciun. Iar tatăl, auzind versurile amuzante, s-a ridicat de pe canapea și s-a apropiat de fiul său, viitorul Pușkin. Ține minte cuvântul meu, draga mea! Fiul nostru, viitorul far al culturii noastre! El va da foc tuturor, lui Donțov și lui Acunin. Tuturor! Dar realitatea era mult mai dură decât previziunile roz ale tatălui. Care nu înțelegea nimic din literatură. Când Ilia a împlinit 19 ani și s-a întors din armată, a încercat să se înscrie la o facultate de literatură, dar din motive complet necunoscute, nu a trecut prima rundă a examenelor de admitere. Tânărul ambițios nu a vrut să se întoarcă în capitală. A găsit repede un loc de muncă, s-a angajat ca casier într-un supermarket și a găsit un apartament mai ieftin. Deoarece nu a avut noroc cu studiile la cea mai importantă instituție de învățământ literar din țară, Ilia a decis să învețe singur. Dintr-un mic rest de salariu, care îi rămânea după plata chiriei, cumpăra cărți de la autori necunoscuți care împărtășeau cunoștințe și abilități. În cărțile lor, aceștia vorbeau despre cum să scrie o poveste bună, ce tehnici literare să folosești și care să eviți, precum și dezvăluiau secretul principal care agita mințile multor tineri creatori, cum să scrii o carte care să devină un bestseller mondial. Nu doar că Gvozdikov credea cu adevărat în toate aceste povești care curgeau dulce în mintea sa, dar încerca și să le urmeze. În mintea sa, el concepuse de mult o poveste care, după părerea sa, era cu adevărat capabilă să devină și mai devreme sau mai târziu, va deveni un clasic mondial al modernității. O poveste despre doi oameni îndrăgostiți care sunt nevoiți să fie despărțiți pe parcursul aproape întregii vieți. Personajele principale Făcându-se că nu-și mai amintesc numele unul altuia, se trezea în fiecare zi cu gândul cât de mult îl iubesc. Și el încerca să scrie această poveste, urmând sfaturile autorilor acelor cărți. Lucrările sale nu erau acceptate de nicio editură. Mese șir, ignorând mesajele și apelurile sale cu întrebări despre dacă lucrarea sa a fost acceptată pentru publicare sau dacă a fost respinsă și de această dată, așa a încercat timp de câțiva ani să scrie cartea sa. Pe care a numit-o destul de pompos, în îmbrățișare cu focul. De fiecare dată, după ce primea un refuz din partea editurii, începând de la zero, aceeași poveste era rescrisă de sute de ori, aceleași personaje își schimbau modelele de comportament, își schimbau numele, biografiile lor erau complet rescrise, dar totul în zadar. Editurile continuau să refuze cu obstinație publicarea acesteia. În cele din urmă, Ilia a început să creadă că, se pare, nu era destinul să devină un scriitor cunoscut și recunoscut, un far al culturii autohtone, așa cum prezisese odată tatăl său. Și tânărul, care tocmai terminase un colegiu tehnic cu specializarea de publicitar, a fost nevoit să se angajeze în prima sa profesie. Și așa a continuat până când s-a întâlnit cu Alexandra Abricosova, care ulterior a devenit soția sa. Alexandra, a strigat Ilia, intrând în dormitor. Îți dai seama, m-au acceptat la publicare. Bucuria tânărului de 27 de ani nu avea limite, aproape că sărea până la tavan, fiind copăleșit de cele mai pozitive emoții. Tocmai își împlinise visul, iar o nouă încercare de a publica opera sa, care l-a chinuit câțiva ani, nu a fost în zadar. De ce strici? A spus somnoros Alexandra, o fată de 26 de ani, care stătea în pat și își freca ochii. Poți să fii mai liniștit. Te rog! s-a întors pe o parte, sperând că soțul va înțelege starea ei și îi va permite să se odihnească. Dar lui Ilia nu-i păsa, era copăleșit de dorința de a împărtăși cu cineva bucuria sa și pur și simplu nu putea sta pe loc. Liniște! Alexandra! Dar tu râzi! A exclamat el cu bucurie, zguduiți-o pe soția sa de umăr. Nu pot să fiu liniștit! Alexandra! M-au publicat! Îți dai seama! Acum oamenii vor putea în sfârșit să citească în îmbrățișare cu focul. Vor vedea potențialul din mine, vor înțelege ce pot face, vor începe să ceară mai multe și mai multe cărți, iar toate editurile vor veni imediat la mine în genunchi, implorându-mă să semnez un contract cu ele. Înțelegi, Alexandra, în general? Dar Alexandrei nu-i păsa. Fata voia foarte mult să doarmă. A dormise cu doar patru ore în urmă, și. În momentul în care în sfârșit reușise să se așeze în pat, se simțea ca o lămâie veche, stoarsă, acră, moale și, în plus, și încrețită. Lasă-mă să dorm, te rog, a întins ea, înfășurându-se cu fața în pernă. Vreau foarte mult să dorm, chiar foarte, Ilia. Hai să mă trezesc! iar apoi vorbim. Ah! A făcut gvozdicov cu mâna și a ieșit din dormitor, îndreptându-se spre bucătărie unde se afla telefonul său. Motivul pentru care vasul Alexandrei, destinat bucuriei și distracției, nu putea fi umplut în acel moment, putea fi explicat și înțeles. Ea se întorsese ieri dintr-o călătorie de două zile în munții Altai, unde fusese cu foștii săi colegi de clasă. La zece ani după absolvirea clasei a noua B, foștii acum maturi, au decis să organizeze o întâlnire neobișnuită a absolvenților. Cea mai activă fată care învățase cu ei în clasă, Iulica Lihaceva, a propus să organizeze o excursie în munții Altai. Îi plăceau foarte mult călătorii în natură, în colțurile ale planetei, la care civilizația modernă nu ajunsese încă, și a decis să-i tragă după ea pe toți foștii săi colegi. Majorității băieților le-a plăcut ideea, iar o mare parte a fost de acord să contribuie la această excursie neobișnuită. Alexandra, care încerca să nu rămână niciodată în urmă, a fost de acord și foarte repede a regretat. Tot felul de insect, plante necunoscute, un climat neobișnuit, toate acestea au jucat un rol în formarea atitudinii Alexandrei față de această excursie. Și a regretat că a fost de acord la doar câteva ore după ce a început. Planul era următorul. Mai întâi, au montat corturile, apoi au pregătit mâncarea și apoi au mers să se familiarizeze cu împrejurimile. Iulica a pregătit din timp un traseu care include cele mai pitorești locuri, iar pe acest traseu trebuiau să treacă. Pe scurt, nu au reușit să se odihnească deloc. Și Alexandra Gvozdikova nu era deloc singura care, în final, a regretat această excursie. I se părea chiar că și Iulica a regretat. Revenind acasă, Alexandra a ajuns doar după miezul nopții, după ce a petrecut două zile, două zile de neuitat, departe de civilizație și pur și simplu a căzut de oboseală, așa că, imediat ce a zărit patul, a căzut pe el și s-a deconectat. Și acum, după doar patru ore, soțul ei încerca să o trezească. Ah, nu, deja nu mai încerca. Pentru că, înțelegând că Alexandra era prea obosită și cu siguranță nu se va ridica în următoarele câteva ore, Ilia a alergat în bucătărie, unde se afla telefonul său, pentru a-i suna pe toți și a le spune această veste bună. Mamă! A strigat Ilia din bucătărie. Îți dai seama! Editura mi-a aprobat cartea. Da, da! Aceeași editură care mi-a refuzat de o sută de ori. Acum au fost de acord. Da. Pot să-l chem pe tata la telefon? Alexandra a suspinat greu. Desigur, știa să împărtășească momentele frumoase alături de soțul ei. Dar acum, când și ei nu era foarte bine și ochii se închideau singuri, fata nu putea găsi puterea de a se bucura împreună cu Ilia. Alo, tata, a spus Ilia și se auzea perfect și îndormitor. Bună dimineața! Îți dai seama, în sfârșit mi-au acceptat cartea. Da. În îmbrățișare cu focul. Da. Acea poveste lacrimogenă despre care nu te-ai exprimat foarte favorabil. Și, cu toate acestea, tata, a fost publicată. Cred că în curând și tu și mama veți putea să o cumpărați în librăriile voastre. Doar imaginează-ți, tata, pe cărți va fi numele meu. Despre copertă s-au ocupat designerii editurii, și sper că o vor face frumoasă. Alexandra s-a trezit complet abia după încă patru ore. Când a privit la ceas, s-a mirat. După o astfel de excursie puizantă, plănuise să doarmă cel puțin 13 ore. Dar organismul ei, printr-un miracol, reușise să-și recupereze complet forțele în ore, și acest lucru nu putea să nu o bucure. Când s-a ridicat din pat, a simțit imediat că arata ceva foarte important. Nu își putea aminti ce anume, dar înțelegea clar că, în timp ce dormea, s-a întâmplat ceva, nu se temea să folosească cuvântul decisiv. Ilia stătea în sufragerie cu laptopul pe genunchi și scria ceva cu entuziasm. Alexandra a aruncat o privire fugare acolo, apoi a trecut pe coridor spre bucătărie pentru a-și face, probabil, băutura principală a întregii inteligențe moderne, cafea. Cafea tare, capabilă să ofere un plus de energie unei fete care tocmai se ridicase din pat. În timp ce punea boabele de cafea în ceașcă, a început să fredoneze o melodie pe care nu o știa. Când s-a prins de acest lucru, s-a mirat și mai mult. Nu își dăduse seama că se află într-o stare de spirit minunată. Cântecele le fredona doar atunci când avea o dispoziție excelentă. Se pare că încă nu se trezise complet. A gândit ea, întărind convingerea că acum era vital să aibă o ceașcă de cafea tare și energizantă. Când apa vieții a fost gata, s-a îndreptat spre sufragerie cu ceașca în mână. Bună dimineața, a spus ea. Ești deja la muncă de dimineață, nu? Da, a dat din cap ilia, fără să-și ridice privirea de la ecranul laptopului. Și ție bună dimineața. Îți amintești despre ce ți-am spus acum câteva ore? Alexandra și-a strâns toate gândurile pentru a-și aminti dacă s-a trezit vreodată în ultimele opt ore, dar nu a apărut nicio amintire în fața ochilor ei. Nu cumva te-am trezit? A recunoscut tânăra soție. Ilia a privit-o cu o oarecare miustrare. Desigur că o trezise. A răspuns el. Cum poți uita asta? Înțeleg că nu-ți amintești nimic din ceea ce ți-am spus. Nu? Alexandra a dat din cap. Eh! A suspinat Gvozdikov și a lăsat laptopul deoparte. Desigur, am vrut să afli prima, dar se pare că soarta are planurile ei, așa că vei afla ultima. De fapt, cartea mea a fost acceptată pentru publicare. Și atunci, un baraj de amintiri în mintea Alexandrei părea să se rupă. Într-o clipă, și-a amintit exclamările entuziaste ale lui Ilia de dimineață. Își amintea cum a intrat în dormitor, a început să o trezească pentru a-i spune că cartea lui va fi în sfârșit publicată. Își amintea cum, înfășurată cu fața în pernă, a mormăi ceva neclar, iar apoi a auzit cum din bucătărie se aud exact aceleași exclamări entuziaste ale soțului cu alte cuvinte, și-a amintit tot ce încercase atât de insistent să-și alunge din memorie. A, a spus ea, totul, totul mi-am amintit. Da, da, bine. Povestea ta despre cuplul îndrăgostit despărțit va fi în sfârșit publicată pe hârtie. Da, a dat din cap Ilia. Și în ediția online de asemenea. Mă gândesc să comand și o versiune audio, astfel încât să poată fi nu doar citită, ci și ascultată dar cred că mai întâi trebuie să văd cum va fi primită versiunea pe hârtie. Asta e corect, a răspuns Alexandra. Nu degeaba ai studiat publicitate. Eu sunt sigură că vei putea să-ți promovezi cartea mai bine decât orice agenție literară. Și cu ce te ocud acum? Auziți această întrebare, Ilia a zâmbit cu mândrie. Scriu partea a doua, a declarat el, pentru că consider că nu trebuie să pierd timpul. Dacă vreau ca oamenii să mă citească mult și cu interes, trebuie să lucrezi fără încetare. Dar nu crezi că e prea devreme pentru partea a doua? A întrebat Alexandra fără entuziasm. Chiar astăzi dimineața ai aflat că prima parte va fi tipărită și deja te apuci de a doua? Unde te grăbești? Ilia? El a privit-o din nou cu miustrare. Știi că majoritatea scriitorilor care au avut succes au scris mult timp lucrările lor, așa cum se spune, în sertar. Și aceste lucrări, între noi fie vorba, au avut un mare succes, iar editurile le-au refuzat timp de mulți ani, pentru că în edituri stau doar o încăpățânate, ale căror minți sunt concepute exclusiv pentru profit. Și atât, nu se gândesc la promovarea creației în masă, nu se gândesc la dezvoltarea societății, nu se gândesc la tot, tot, l-a întrerupt Alexandra. Te-am înțeles. Dacă îți place atât de mult, scrie cu plăcere. Mă bucur foarte mult pentru tine, sincer. S-a plecat și l-a sărutat pe soț pe obraz trebuie să lucrez bine și eu astăzi, a spus ea, privind gânditoare în altă parte. Mă tem că nu voi reuși în termene. Anna îi dăduse o temă cu o săptămână în urmă. Trebuia să scrie un post publicitar pentru o companie care se ocupă cu repararea aparatelor electrocasnice și, în special, a băilor. Nu înțelegea nimic din asta, dar era prea târziu să refuze. Altfel ar fi trebuit să plătească o penalizare. Lucrează! Cine te oprește? A murmurat rapid Ilia, care s-a întors din nou la ecranul laptopului său. În fanatismul cu care Gvozdikov își îndeplinea munca de scriitor, soția s-a putea observa chiar și ceva drăguț. În vreme ce prietenii și cunoscuții spuneau că Ilia este prea obsedat de munca sa și că ar trebui să se odihnească mai mult, Alexandra încerca să-l susțină în toate modurile. Spunea că nu trebuie niciodată să renunți, chiar dacă o mare parte din deciziile luate de Ilia rămâneau pentru ea o adevărată enigmă, cum ar fi, de exemplu, cea mai recentă s-a așezat să scrie partea a doua, fără să aștepte tipărirea primei. Un fanatic cu o bunătate sufletească, a gândit Alexandra despre soțul ei, iar ea s-a îndreptat înapoi spre dormitor pentru a se îmbrăca. Alexandra lucra ca copiuriter pe freelancing și câștiga un salariu destul de solid, care îi permitea să plătească un apartament spațios cu o renovare bună, să cumpere multe produse scumpe și haine, precum și să-și susțină temporar soțul, care încerca atât de fanatic să se impună în cercurile superioare ale societății creative. Ilia câștiga acum zero ruble pe lună. Din acest motiv, era tachinat de prieteni, cunoscuți și chiar de părinți. Mai precis, părinții nu îl tachinau, ci erau cu adevărat îngrijorați de faptul că fiul lor, având tot ce îi trebuie la 27 de ani, nu se poate întreține singur. Cu toate acestea, pe Ilia nu l îngrijora prea mult acest lucru. Și de fiecare dată când auzea o astfel de plângere, spunea că acum duce o luptă necruțătoare cu editurile pentru dreptul de a exista al cărții principale din viața sa, intitulată În îmbrățișare cu focul. Când îl întrebau cum afectează acest lucru capacitatea sa de a câștiga bani, răspundea că nu are de gând să lucreze într-un loc de muncă pe care nu-l iubește, iar apoi adăuga că toată viața a aspirat să câștige existența din munca de scriitor. Soția sa, Alexandra, dacă privim lucrurile dintr-o perspectivă mai generală, la fel ca Ilia, era scriitoare. Singura diferență între ea și un adevărat scriitor era că ea compunea nu texte artistice și opere, ci exclusiv texte comerciale, capabile să vândă și să atragă atenția publicului asupra unui produs sau altul. De asemenea, a încercat de mai multe ori să-l atragă pe soțul ei în acest domeniu, dar el se împotrivea cu disperare, spunând că a scrie despre comerț pentru el este echivalent cu moartea. Înțelegi, Scriitorul este o ființă sensibilă, încerca el să-i explice Alexandrei. Și când este împins împotriva voinței sale într-un loc necunoscut, de care se simte dezgustat, poate să-și piardă toate abilitățile de scriitor. Cărțile mele, draga mea, spunea el, sunt strigătul sufletului meu, iar sufletul meu nu strigă ceva de genul: Hei, dragă cumpărător, te rugăm să dai click pe link și să comanzi cel mai bun prăjitor de pâine din lume. Nu! Sub nicio formă! Sufletul meu, draga mea, strigă că lumea trebuie să vadă această poveste uimitoare despre două inimi iubitoare, dar despărțite, care sunt legate prin legături invizibile pentru totdeauna. Pentru Alexandra, astfel de raționamente erau, desigur, foarte interesante, dar nu împărtășea această opinie. Era o persoană mai pragmatică și, dacă se poate spune așa, avea mai multă înclinație spre antreprenoriat decât Ilia. Avea toate abilitățile necesare pentru a câștiga din scrierea de texte și se putea adapta cu ușurință la tendințele pieței. Dacă aveți nevoie de un text despre cât de frumoasă devine viața dacă folosești un uscător de păr de la o anumită firmă, atunci, vă rog, Alexandra Gvozdikova este la dispoziția dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de o descriere scurtă de două-trei propoziții, în care să fie rezumate avantajele principale ale siteului dumneavoastră care vinde ghivece de flori, din nou, Vă puteți adresa Alexandrei Gvozdikova. Trebuie să facem publicitate unui film necunoscut și neinteresant, și să facem astfel încât mulțimile de oameni să se grăbească să-l vizioneze pe platforma voastră. Alexandra Gvozdikova este singura care vă poate ajuta cu asta. De aceea, fata a fost principala susținătoare a familiei lor, asigurându-le practic pe soțul ei. Uneori, o vizitau gânduri precum: Ce bine că nu avem copii, altfel, Altfel ar trebui să muncim de două ori mai mult și mai intens pentru a întreține și micuții. Partea a doua a cărții a fost gata la două luni după lansarea primei. Ilia era foarte mândru de sine și vorbea peste tot despre cum în curând va deveni cu adevărat o lumină a culturii contemporane autohtone. Așa se întâmplă de obicei. Orice om care nu este foarte deștept și care abia începe să învețe un meșteșug, în etapele cele mai timpuri, crede că a învățat tot ce se poate învăța în acest domeniu. De aceea, el poate concura liniștit cu profesioniștii care au ani de experiență în spate. Numai că, gândindu-se astfel, acel om se înșală profund. Și dacă va continua să gândească așa, foarte curând va avea parte de o mare dezamăgire. Dar în fiecare regulă există o excepție, și aici, de asemenea, este cazul. Ilia Vozdikov care deja scrisese partea a doua a cărții îmbrățișat de foc și se gândea să înceapă să scrie a treia, a primit o invitație la Congresul Regional al Creatorilor Literari. Acesta urma să aibă loc în decembrie, iar la acest eveniment erau invitați toți scriitorii și poeții începători, pentru ca lucrătorii mai experimentați din aceste domenii să le povestească novicilor cum și ce ar trebui să facă, ce tehnici literare pot aplica în diferite situații, cu alte cuvinte, să ofere sfaturi corecte. Bucuria lui Gvozdikov nu avea margini. Pentru că acolo, la congres, va putea să-și promoveze bine cartea, precum și să anunțe lansarea părții a doua. Era sigur că majoritatea tinerilor creatori literari, care, la fel ca el, fusese invitați la acest eveniment, nu aveau habar de opera lui. Și, deoarece la acest congres toți participanții trebuie să-și împărtășească experiența, Ilia va face și el acest lucru, dar nu chiar gratuit. În mintea lui se conturase deja un plan. Cu siguranță va promova cartea sa așa cum nu a mai promovat nimic niciodată în viața lui. O bună publicitate este cheia unui rezultat bun. Iar pentru ca doritorii să o poată citi, autorul va oferi un link către platforma online unde această carte este disponibilă în acces limitat. Totul ca într-o librărie obișnuită. Vrei să citești? Plătești și cumperi. Aflând că soțul ei intenționează să participe la acest eveniment, Alexandra s-a întrebat dacă merită a citit descrierea acestui așa zis congres, care, de fapt, era o simplă prezentare a unuia sau două scriitori mai cunoscuți și a altor zece necunoscuți care abia își începeau cariera. Desigur că merită, i-a răspuns Gvozdikov. În primul rând, Alexandra este o experiență, o interacțiune cu oameni foarte diferiți, mulți dintre care, sunt sigur, vor fi foarte interesanți, emoții și senzații noi, pe care le voi putea folosi și eu în creația mea. Alexandra se uita la el ca la un nebun care pescuia în toaletă. Ilia a recunoscut rapid acest privire și a făcut o față nemulțumită. De ce te uiți așa la mine? a întrebat el, încrucișându-și brațele pe piept. Ție, nu-ți va fi clar. Tu scrii comercial, niște texte de vânzare, fără să înțelegi nimic din literatura artistică, iar eu, în timp ce tu te uiți la mine cu dispreț, acumulez experiență și, cum s-ar spune, pregătesc o carte explozivă. De altfel, partea a doua a cărții îmbrățișat de foc nu este finală, ci va deveni finală partea a treia. Și în ea voi putea cu siguranță să uimesc pe toată lumea. În asta, te rog, nu te îndoi. Ei bine, eu nu mă îndoiesc, probabil, a spus Alexandra. Doar că întreaga conceptie a acestui eveniment mi se pare foarte ciudată. În primul rând, este gratuit. Și sunt curioasă să văd cine este sponsorul acestei nebunii un filantrop sau un entuziast care s-a îndrăgostit de promovarea literaturii în masă. Ce naiba contează? S-a enervat Ilia. Principalul pentru mine este să obțin toate cunoștințele necesare și, poate, să discut cu cei mai buni scriitori autohtoni. Înțelegi ce experiență colosală au ei. Ideile lor le pot extrage doar din cărțile lor și, chiar și așa, amestecându-le cu un banal subiect de tip cranberry, iar aici am ocazia personală a arătat cu degetul, să discut cu ei, să-i întreb despre toate subtilitățile colaborării cu editurile. Până la urmă, Alexandra, mă pregătesc pentru momentul în care numele meu va fi pe buzele tuturor cititorilor pasionați din țară. Privirea lui Gvozdikova nu se schimba deloc. Ea, fiind o fată mai cu picioarele pe pământ și mult mai puțin filozogică, nu înțelege această atitudine ferventă a soțului ei, care, practic, după ce a obținut și a spălat sigiliul primei sale cărți, se pregătea să cucerească universul. Bine, a spus ea în cele din urmă, dând din mână, fă ce vrei. Și când va avea loc acest congres? La sfârșitul lunii decembrie, a explicat Ilia cu o expresie posomorâtă pe față. Nu se știe unde va avea loc, dar despre asta, așa cum au spus organizatorii, vor anunța mai târziu. Numai să nu uiți să iei cu tine măcar un exemplar tipărit al cărții tale, a spus Gvozdikova. Va trebui să o promovezi. Și cum ai de gând să faci asta dacă nu ai nimic vizibil? Mă voi descurca. Cu câteva zile înainte de Congresul Regional al Creatorilor Literari, Ilia a căzut inexplicabil într-o tristețe profundă. Fiind plin de energie, timp de foarte mult timp și muncind atât de mult încât cele mai durabile baterii din lume ar fi fost invidioase pe el, într-un moment s-a epuizat și s-a transformat într-o ființă complet lipsită de ambiții. De dimineața până seara zăcea pe canapea și răsfoia rețelele sociale. Alexandra se uita la el cu milă, dar înțelegea că soțul își crease singur acest vârtej de emoții negative, apatie și stare depresivă. Ea i-a spus de mai multe ori că dramatizează excesiv, nu doar creația sa, ci totul în general. A observat asta imediat ce prima lui carte a fost publicată. Ilia, de la un om mai mult sau mai puțin adecvat, cu care încă se putea discuta ca între oameni, s-a transformat într-o caricatură. A devenit acel om pe care, văzându-le de la distanță, Clasa muncitoare spunea cu dispreț: Uitați, vine o natură creativă sensibilă. Alexandra se temea să recunoască că viața lor împreună devenise brusc asemănătoare cu o conviețuire ciudată. Se crea impresia că trăiesc într-un apartament comun, și uneori chiar uită cum se cheamă unul pe altul. El era tot timpul ocupat cu gândirea la subiectul părții a treia, rescriind partea a doua și visând la cum va fi totul minunat în viitor. Poate, se gândea el, Cândva îl vor invita la un forum mondial al scriitorilor sau ceva de genul acesta. Dar Alexandra, care observa tot acest coșmar din exterior și raționa cu o minte mai rece și mai lucidă, se îngrozea când Ilia vorbea despre lucruri inimaginabile, de exemplu, despre cum însă și Donțova, cea mai publicată scriitoare din Rusia, văzând cartea lui, îmbrățișat de foc, s-a enervat și a început să bată din picioare. Se presupunea că un pușt care a apărut din neant manifesta abilități și talente despre care în trecut putea doar să viseze un pușchin, un lermontov sau un tolstoi. Ea înțelegea că soțul ei începe treptat să-și piardă mințile. Nebuniile și delirurile lui, pe care le considera ambiții și dorința de a atinge mai mult, erau întărite de cuvintele tatălui său, care și-a dorit toată viața ca fiul său să reușească. Ești lumina culturii noastre viitoare," îi spunea tatăl la telefon, și asta îi ridica instantaneu nivelul de inspirație la 100%, de procente, iar uneori chiar mai mult. Camera de zi, în care Ilia prefera cel mai mult să lucreze, s-a transformat treptat într-un loc de adunare a tot felul de moloz. Pe masa de cafea erau împrăștiate cărți de diverse tipuri, începând cu clasicii ruși din secolul al XVIII-lea și terminând cu fantezia modernă scrisă de un autor începător care știpărea singur lucrările. Pe brațul canapelei, în aceleași grămezi, Zăceau caiete în care era înfricoșător să te uiți. Totul era colorat, desenat și de o mie de ori tăiat. Și Alexandra, probabil, cu o săptămână înainte de ceea ce urma să se întâmple, a prezis că mai devreme sau mai târziu acest entuziasm nesănătos al lui Ilia se va epuiza și nu va dori să facă nimic. Își va justifica inactivitatea prin lipsa muzelor sau inspirația oboselii de la activitatea creativă și, întins pe canapea și suspinând teatral, va anunța camere goale cât de rău este. Oh! aceste naturi creative sensibile. Alexandra, fă ceai! A strigat Ilia cu o voce plângătoare. Te rog! Fata, care în acel moment lucra la un alt text de vânzare, închis în dormitor, abia a auzit vocea soțului devenită subțire. S-a ridicat imediat din pat, a intrat în camera de zi, a întrebat din nou despre ceai și, în același timp, a privit din nou în jurul camerei. Pe canapea, ca un pușchin muribund dintr-un film cunoscut, zăcea Ilia și se uita în tavan în tăcere. Televizorul era oprit, feroneria era trasă, astfel încât lumina putea pătrunde doar printr-o fereastră îngustă. Da, a răspuns el prelung. Te rog. Ea i-a făcut ceai. A adus o cană cu băutura caldă în camera de zi. Și tu în starea asta te pregătești să mergi la congresul tău, Iliușa. Eu, în locul tău, nu m-aș mai ridica deloc de pe canapea. Totul va fi bine, a răspuns el și a făcut un gest corespunzător de tip ok. Trebuie să merg neapărat. Nu-mi voi ierta niciodată dacă voi rata acest eveniment. Niciodată nu-mi voi ierta. Asta sunt impresii. Emoții. Alexandra s-a uitat cu milă la soțul ei. Apoi, gândindu-se, a început să se învârtească cu inelul de logodnă pe degetul ei fără nume. Ilia, ținând cana cu ambele mâini, continua să se uite în tavan cu ochii sticloși. Deși fata înțelegea că cea mai mare parte a acestei stări sale depresive era complet inventată și exagerată, nu putea să-l acuze de asta cu voce tare. Căci el era acum o natură sensibilă și, în ciuda tot, trebuia neapărat să trăiască toate emoțiile sale pentru a-și îmbogăți bagajul. Congresul este peste două zile, a spus Alexandra cu seriozitate. Crezi că vei reuși să te faci bine până atunci? Voi reuși, a dat din capilia. Voi reuși cu siguranță, Alexandra, tu pur și simplu nu înțelegi. Este evenimentul vieții mele. Eu sunt un scriitor începător, care, în sfârșit, a avut norocul să fie invitat personal la acest congres. Nu știu încă cine dintre celebrități va fi acolo, dar, dintr-un motiv oarecare, vreau foarte mult să sper că Victor Pelevin va fi prezent. Un om genial! Vreau foarte mult să discut cu el, să-l întreb. El continua să vorbească, să vorbească dar Alexandra s-a gândit brusc și a încetat să-l asculte. Se uita fix la un punct întâmplător din cameră, învârtind mecanic inelul de logodnă pe degetul ei, fără nume. Interesant, cine este adevăratul bărbat din familia noastră? Se gândea fata în acel moment. Te asigur, va veni vremea când însuși Pelevin va cere autograful meu, a încheiat Ilia, făcându-și discursul brusc pasional. Vezi tu, Alexandra, înțeleg că pentru tine asta nu înseamnă nimic, tu nu știi toate subtilitățile lucrului cu textele artistice, nu-ți poți imagina cât de greu este să scrii. Gvozdikova a auzit doar ultima frază, pe care a perceput-o ca pe o acuzație. Vezi, ea nu știe să scrie. O persoană care își petrece întreaga viață lucrând cu texte, scriind posteri de vânzare care atrag cu adevărat o nouă audiență și câștigând bani buni din asta, nu știe să scrie. Ilia, dar nu-i nimic că trăim amândoi din salariul meu? A întrebat ea indignată. Când vorbești despre faptul că eu nu știu să scriu, te rog, nu uita că eu întrețin pe amândoi. Ilia a privit-o cu ochi șocați, aproape vărsându-și ceaiul pe el. Ce? a întrebat el încet, iar vocea lui a devenit dintr-o dată răgușită. Ce ai auzit? a răspuns Alexandra supărată. Știi, poate și eu mă simt jignită de faptul că tu, așa, fără milă și fără scrupule, subestimești toate meritele mele. Apropo, eu sunt și eu un texturiter și lucrez zilnic cu cuvinte și litere, iar munca mea aduce foarte mulți bani. Și cu acești bani plătesc chiria, plătesc pentru mâncare, haine și toate celelalte bunuri de care te bucuri, inclusiv tu, și reușesc să pun deoparte bani pentru zile negre. Și acum spunem ce ai vrut să spui inițial, dar având în vedere aceste fapte enumerate. Ilia a tăcut, privindu-și soția cu ochi șocați. Alexandra, mă acuzi? A întrebat el din nou, mai încet, iar o mică picătură de ceai a sărit din cană și a căzut pe cămașă. În ce anume vrei să mă faci vinovat? În faptul că mă pricep mai bine la texte decât tine. Ea a rămas înmărmurită când a auzit această întrebare. Acest om avea tupeul să declare că se pricepe mai bine la lucrul cu textele decât ea, fără să aducă în bugetul comun niciun ban. Și cum se poate explica asta, dacă nu prin faptul că este o clinică? Așa că, dacă te priced mai bine decât mine, de ce nu câștigi bani din asta? A întrebat Alexandra, deja destul de furioasă. Încearcă să scriu un text de vânzare care să atragă măcar un client loial în companie. Și acum încearcă să scrii câteva astfel de texte pe zi. Literatura artistică. Nu poate fi mai simplu. Dar încearcă, dragul meu scriitor, să lucrezi cu subconștientul cititorului. A urmat o tăcere. Amândoi au tăcut. Fata se uita cu tensiune la fața soțului ei, care continua să zacă pe canapea, privind în tavan și gândindu-se la ceva al lui. Mulțumesc, Alexandra, pentru sprijin, a spus el, iar ea nu a rezistat acestei manipulări. Am înțeles. Asta a fost, că el încearcă să o facă vinovată. Se pare că ea este de vină pentru că el a intrat într-o criză creativă. Se pare că ea nu înțelege nimic din texte, dar, în același timp, spune ceva despre activitatea lui fără rezultat, care aduce doar pierderi. Așa că, neputând să-și controleze emoțiile, s-a ridicat brusc de pe brațul canapelei pe care stătea și a ieșit din cameră. Ilia nu a clipește și, doar suspinând greu, a continuat să nu facă nimic. Congresul urma să aibă loc a doua zi, la care Gvozdikov spera atât de mult. De la scandalul de acum două zile, când a avut loc o ceartă cu soția sa, practic nu au mai comunicat doar din când în când, ea se apropia de el, oferindu-i fie să-i facă o omletă, fie să-i toarne cafea sau ceai. Deși, pur și simplu, ea chiar îi arăta o oarecare grijă, făcea asta cu o iritare pe care Ilia o simțea imediat. Acest lucru îi scădea nivelul de energie, îi strica dispoziția și după aceea se plimba mult timp, întrebându-se ce și când a mers prost. La congresul scriitorilor, a început să-și facă bagajele, iar când Alexandra a văzut asta, s-a oprit pe loc și timp de 35 de secunde s-a uitat surprinsă la cum soțul își împachetează hainele. Ce faci?" a întrebat ea, apropiindu-se încet. De ce îți faci bagajele? Congresul tău va avea loc în Los Angeles, nu? De ce în Los Angeles?" a întrebat băiatul sec. Aici, la noi. Pur și simplu m-am gândit că trebuie să ne despărțim temporar." Au zărit asta, Alexandra și-a schimbat imediat părerea despre Ilia. Probabil, s-a gândit ea, în el mai există măcar o mică rădăcină de bun simț, pentru că, se pare, chiar îi pasă de relația lor. Simțind tensiunea dintre ei, el a decis să se mute temporar undeva pentru a se reseta pe sine și a-i ofer soției ocazia de a se reseta. Chiar dacă el este un fanatic care crede în ceva imposibil, uneori spune prostii complete și delirează despre măreție, asta se referă doar la activitatea sa profesională. Dacă se poate numi așa. De ce? A vrut să întrebe Gvozdicova, dar nu pentru a afla cu adevărat răspunsul, ci pentru a urmări gândirea lui Ilia, pentru a înțelege cum va raționa. Pentru că în ultima vreme în cuplul nostru se întâmplă ceva în neregulă, a răspuns băiatul. Văd și simt că între noi s-a creat o prăpastie uriașă. După acel scandal, practic nu mai comunicăm, și am decis că trebuie să stăm temporar departe unul de celălalt. O justificare interesantă s-a gândit Alexandra. Totuși, în el cu siguranță nu s-au stins focurile bunului simț. Și unde te pregătești să stai singur? A întrebat Gvozdicova surprinsă, bănuind că soțul probabil a găsit deja un apartament sau un hotel pe care urma să-l închirieze pe banii ei. A găsit un apartament care se află la o distanță de mers pe jos de locul unde va avea loc congresul. Vor veni oameni din toată regiunea, iar evenimentul va dura câteva zile, și m-am gândit că prin plecarea mea omor doi iepuri dintr-o lovitură. În primul rând, câștig mult timp pentru a mă deplasa, iar în al doilea rând, îți ofer ocazia să ne gândim la comportamentul nostru. Cred că ne va fi de folos. Alexandra nu înceta să se mire de fiecare cuvânt spus de soțul ei. Cu două zile în urmă, când el zăcea pe canapea, privind fără scop în tavan sau admirând fără țintă interiorul sufrageriei, ea nu putea să se gândească că el era încă capabil să ia decizii singur. Nu ai uitat de carte? L-a întrebat ea, adăugând o notă de grijă în tonul vocii. Nu uita că trebuie să o promovezi, îmi amintesc. A dat din cap ilia, arătând cu degetul spre versiunea pe hârtie a cărții sale care zăcea lângă valiză. O voi pune în ultimul moment, ca să nu uit. Asta e bine, a fost de acord Alexandra. Deodată, a simțit că începe să-i fie dor de soț. De îndată ce el a spus că nu se vor vedea câteva zile, în ea s-a trezit un sentiment misterios. Era fie gelozie, fie melancolie și plictiseală, fie o combinație a acestor două senzații neplăcute. În general, întregul sistem funcționa destul de ciudat. Într-o secundă, nu poți să vezi persoana cu care trăiești în același apartament, te adresezi lui de câteva ori pe zi, și asta fără prea multă dorință, iar apoi, deodată, de îndată ce el menționează o plecare temporară, încet să-l iubești și mai mult decât înainte. Pentru Alexandra, aceasta era mai mult o enigmă pe care și-a notat-o mental, având de gând să o dezvăluie. Manipularea sentimentelor la un astfel de nivel, s-a gândit fata, îi va fi cu siguranță de folos în muncă. Consideră că va fi o delegație, a spus Ilia, închizându-și valiza. Cel mai probabil, pentru trei zile. Poate, dacă organizatorii decid că acest timp este insuficient, puțin mai mult. În orice caz, dacă intenționez să rămân mai mult, îți voi spune. Alexandra s-a apropiat în tăcere de soț, l-a îmbrățișat de gât și l-a sărutat pe buze. Îmi va fi dor de tine, scriitorul meu, a spus ea, zâmbind. Oricât de rațională, rece și pragmatică ar fi fost, ea continua să fie, în primul rând, o fată care, fără îndoială, avea nevoie de sentimente calde. Nu degeaba l-a ales pe acest tânăr ciudat și a devenit soția lui. Cu ceva l-a atras ceva a văzut în el atunci. Atunci de ce acum, sub influența unei antipatii de moment, încearcă să-l desconsidere pe Ilia cât mai mult posibil? Privindu-le cu drag în ochi, își rula în minte această întrebare, iar singurul răspuns care îi venea în minte erați pentru că sunt o prostie. Congresul regional al creatorilor literari era ceva ciudat. Era o combinație între un bal pentru aristocrați, un banchet clasic și o seară literară în stilul anilor 30 ai secolului al XX-lea. Ilia își dusese deja toate lucrurile într-un mic apartament închiriat la câteva străzi distanță și venise la eveniment cu o singură carte pe hârtie în mâini. Se străduia disperat să zărească mulțime măcar un scriitor mai mult sau mai puțin cunoscut, dar după multe încercări, a ajuns la concluzia că toți invitații fusese în mod flagrant înșelați. În încăpere era o scenă, pe care stătea singur un trepied cu un microfon. A observat-o și Ilia a presupus că, poate, mai devreme sau mai târziu, pe acea scenă va apărea un invitat secret care va dezvălui tuturor celor prezenți secrete incredibile și mistere ale artei scrisului. Bună ziua! A auzit brusc Gvozdikov în spatele său și s-a întors imediat. Era o fată subțire și miniaturală cu părul castaniu închis, strâns într-un coc pe ceafă. Era ușor machiată, iar pe fața ei aproape că nu era fond de ten. Ilia a tras imediat concluzia că fără machiaj, această doamnă ar fi la fel de atractivă, poate chiar mai mult decât cu el. Bună ziua! A răspuns Ilia. Te-am văzut de acolo. Ea a arătat cu degetul spre grupul de câțiva oameni care discutau animat și râdeau. Am observat că ai în mână o carte cu o copertă foarte frumoasă. Este cartea ta, nu? Da, a răspuns Ilia cu mândrie, întinzându-i necunoscutei creația sa. Se numește îmbrățișat de foc. Sincer, Mulți mi-au spus că din cauza numelui au crezut că este o lucrare despre un soldat care a fost rănit pe câmpul de luptă și acum, murind pe patul de spital, reflectează asupra vieții sale, regretând oportunitățile pierdute. Fata nu l-a lăsat pe Ilia să termine, nu a putut să-și stăpânească un râs scurt, dar sonor, iar băiatul a fost nevoit să-și oprească monologul. S-a uitat la ea cu o întrebare în privire, așteptând să termine de râs. Așa ți-au spus, Da? a întrebat ea. Continuând să zâmbiască. Uimitor! Înțelegând despre ce râde, și el a zâmbit. Da, da, a spus el, așa ți-au spus. Așa că, dacă ai gândit la fel, să știi că nu este nimic de genul acesta. Această creație povestește despre doi îndrăgostiți care au fost nevoiți să se despartă. Ei trăiesc în colțuri diferite ale lumii și fac ca totul să pară că și-au uitat numele unul altuia. Dar, în realitate, nu pot să se uite unul la altul și în fiecare dimineață, în fiecare dimineață divină, se trezesc cu gândul că, poate, totul ar fi putut fi diferit. Wow! A exclamat necunoscuta, admirând coperta atrăgătoare a cărții. Sincer, nu m-a impresionat atât de mult subiectul, cât abilitatea ta de a stăpâni limbajul vorbit. Ști, domnule, ea a strâns ochii pentru a citi numele autorului de pe copertă. Gvozdikov. Nu oricine are un astfel de talent. Este foarte lăudabil, sincer. Pot să te întreb cum te cheamă pe o asemenea frumusețe ca tine? a întrebat Ilia, zâmbind mândru. Permite-mi să mă mărturisesc și eu. Aspectul tău este similar cu talentul meu de a vorbi, dacă credeți recenziile tale. De ce? s-a mirat ea, încruntându-se. Pentru că ambele sunt impecabile. Într-un moment, Fața necunoscutei s-a făcut roșie de rușine, iar Ilia a fost cuprins de o altă valvă de mândrie pentru sine. A plăcea cititorului personal este una dintre metodele de promovare a cărții, iar, după cum părea lui Gvozdikov, a reușit cu brion această sarcină. Mă numesc Maria. Maria Evtushenkova. Sunt o poetă și scriitoare debutantă, dar, din păcate, încă nu stăpânesc un astfel de dar al vorbirii, cu care natura te-a înzestrat, Ilia. Nu vei crede, Maria, ce-mi spunea tatăl meu când eram mic, a spus scriitorul cu gândul. Când aveam doar câțiva ani, am compus prima mea poezie, pe care mai târziu am pus-o într-o ramă, dar nu asta contează. Așa că, citind această poezie în fața părinților, stând pe un scaunel, am auzit comentariul tatălui. El spunea, adresându-se mamei, amintește-ți, Liuda, fiul nostru va străluci în cultura noastră viitoare. Sau cam așa. Nu mă amintesc exact. Oh, a exclamat Pota. Deci, dacă ai păstrat acea poezie și ai purtat o memorie în toți acești ani, înseamnă că o amintești, împărtășește-mi creația ta timpurie. Vocea ei suna jucăuș, iar pentru Ilia era un fel de compliment. El nu era deloc cel mai frumos om de pe planetă, iar fetele rare ori își exprimau prima dorință de a cunoaște. Asta înseamnă că a reușit să atragă atenția acestei frumuseți uimitoare cu darul său de a vorbi, despre care a auzit multe, multe complimente în doar câteva minute de conversație. Nu, nu, nu. A început Gvozdikov să se ferească. Îmi pare rău, dar mi-e prea rușine să recit versuri de copil la un eveniment atât de respectabil. Nu sunt Corneșciukovski. Până la urmă, iar tu nu ești Agnia Barto. Maria a zâmbit. Ilia a observat pe fața ei un detaliu remarcabil. Aceasta exprima un interes sincer și simpatie. De fapt, simpatie nu doar la nivelul unei simple conversații. Gvozdikov avea impresia că Maria, în aceste câteva minute de comunicare, s-a interesat mult mai profund decât s-ar fi putut presupune. Cel puțin, așa îi se părea. Când Ilia, împinându-și valiza cu roți, a ieșit din apartament, Alexandra a simțit imediat o puternică valvă de melancolie. Oare chiar era atât de proastă încât nu și aprecia soțul iubit? Lăsându-le să se afunde tot mai adânc în mlaștina depresiei și apatiei? Chiar dacă el nu câștiga bani din creația sa, dar se străduia pentru asta, și chiar dacă uneori afirmațiile lui despre viitorul său sunau de parcă ar fi fugit dintr-un spital de psihiatrie pentru a povesti despre asta tuturor și fiecăruia. În asta erau și o mulțime de avantaje pe care Gvozdikova a reușit să le observe abia acum. De exemplu, că Ilia atindea spre ceva mai mult. Nu degeaba cei mai renumiți psihologi din lume spun că trebuie să ne stabilim obiective incredibile, imposibile. Și atunci, indiferent de statutul tău și de situația financiară, vei face tot ce este posibil pentru a obține ceea ce îți dorești. Totul se întâmplă la nivel subconștient și nu înțelegi cum reușești să obții tot ceea ce visai cu câțiva ani în urmă. De asemenea, mulți oameni cu adevărat inteligenți au spus că toți genii sunt adevărați nebuni și aceasta nu este o expresie figurată pentru a fi mai elocvent. Multe genii, dacă ne amintim de istorie, au fost într-adevăr oameni nebuni, iar majoritatea dintre ei au trăit deja cu diagnostice stabilite. Tulburarea bipolară de personalitate, o stare în care o persoană poate să-și schimbe instantaneu starea de spirit. Acum poate să se bucure de viață, iar peste un minut să plângă cu gura în perna. Această boală a fost suferită de Ernest Hemingway. Sau, de exemplu, depresia, combinată cu epilepsia. O combinație teribilă de bori mintale, însoțite de apatie constantă și oboseală, dorința de a trăi amestecată cu crize epileptice. Acesta a fost cazul cunoscutului artist Vincent van Gogh. Rămâne doar să ne întrebăm dacă există vreo tulburare la Ilia Gvozdikov, scriitorul debutant, dar că el avea cu siguranță un talent pe care se străduia să-l dezvolte, era un fapt incontestabil. În decursul câtorva zile, soția scriitorului, în mintea căreia se nășteau astfel de gânduri despre abaterile psihice și genialitate, încerca să se concentreze asupra muncii, umplându-se cu noi comenzi. Urma să scrie șapte texte de vânzare și un articol pe tema vânzărilor. Printr-o încărcare totală de muncă, i-a omorat doi iepuri dintr-o lovitură, câștigând bani și, de asemenea, distrăgându-se de gândurile neplăcute, inclusiv despre starea relației lor cu Ilia. S-au înțeles că nu se vor deranja reciproc așa că se sunau doar seara. Discuțiile nu durau mult, iar deja după cinci, unul dintre ei închidea primul. În a treia zi, când băiatul urma să se întoarcă acasă, el dintr-un motiv oarecare nu a sunat și nici nu a scris, deci cu o zi înainte a sunat primul în jurul orei opt seara. Alexandra s-a gândit că este ocupat, așa că a decis să nu-l deranjeze. Dacă sună, s-a gândit ea, atunci voi răspunde. Dacă nu, cu siguranță va suna mâine dar, trezindu-se dimineața, fata nu a văzut pe telefon așteptatul mesaj de apel ratat. Poate că pur și simplu era foarte obosit, a considerat ea, sperând că Ilia va suna mai târziu. Până la urmă, astăzi ar fi trebuit să se întoarcă acasă, așa că cu siguranță ar trebui să o sune. Și a sunat. Alo, a spus Gvozdikov, când Alexandra a răspuns la apel. Bună dimineața. Ascultă, Alexandra, este o problemă. Se bâlbâia, vocea lui tremura. Ascultându-le pe soț, fata s-a uitat la ceas. 9 ore și 34 de minute dimineața. Probabil că nu s-a odihnit. Am decis să rămân aici mai mult, a spus el, apoi a tăcut câteva secunde, așteptând reacția Alexandrei. Nu te teme, sunt bine, încă locuiesc în apartamentul din apropiere de locul unde s-a încheiat ieri Congresul Regional. În primul rând, bună. A spus fata pentru prima dată în timpul apelului. În al doilea rând, de ce ai decis să rămâi? Și ce înseamnă asta? Care este sensul să rămâi în apartamentul închiriat dacă ai al tău? Mai ales că mi-e dor de tine și aștept cu nerăbdare întoarcerea ta. Îți explic, a continuat Ilia. M-am întâlnit mai bine cu niște specialiști literari buni. Na, Alexandra, cât de rău că nu scrii în stil artistic pentru că mă simt plin de dorința de a împărtăși cu cineva cunoștințele mele noi. Pe scurt, Alexandra, sunt extrem de inspirat. Intenționez să scriu partea a treia din Îmbrățișat de foc, care va fi finalul, și aceasta ar trebui să fie cea mai bună carte din întreaga serie. Dar de ce trebuie să rămâi acolo, nu înțeleg, a spus Alexandra cu suspiciune. Nu pot scrie partea a treia acasă. Primele două părți le-ai scris aici și nimic. Partea a treia trebuie să fie cea mai bună. A spus soțul cu strictețe. Îți amintești câte ori primele două au fost supuse cenzurii, editării, rescrierii? Cred că omenirea nu va inventa prea curând numerele cu ajutorul cărora să putem număra asta. Am nevoie doar de liniște și singurătate, ca nimeni și nimic să nu mă distragă. Natură creativă și sensibilă, s-a gândit Alexandra cu supărare. Nu aproba alegerea soțului ei, dar nu putea să spună un cuvânt împotrivă. Dintr-un motiv oarecare, în acel moment, a simțit din nou dragoste pentru el și a vrut să-l îmbrățișeze pe Ilia, să-i ofere toată afecțiunea și grija care s-au acumulat în ea tot acest timp, îndepărtând orice emoții negative. Pur și simplu nu putea să se supere sau să se indigneze. Îți voi repeta încă o dată, Alexandra, a spus el, această carte trebuie să ne îmbogățească. Mai exact, nu cartea, ci povestea. Această poveste, da. Așa că, Îți promit că atunci când părțile a doua și a treia vor vedea lumina, noi doi vom fi deja undeva în Dubai, închirind o cameră luxoasă într-un hotel foarte scump. Feronierul nostru va da neapărat spre oceanul albastru deschis și acele insule artificiale în formă de palme. Pe scurt, îmbrățișat de foc, ar trebui să devină cea mai interesantă poveste din lume. Ş Am înțeles, a răspuns Alexandra zâmbind. Nu vreau să contest. Iliuș, dacă ai nevoie. Poți rămâne în apartamentul închiriat încă pentru un timp. Desigur, pentru perioada necesară ție pentru muncă. Un manipulator atât de dur și obraznic, atât de dur și obraznic, dar atât de iubit. Acest nenorocit îmi joacă cu sentimentele, cum vrea, și mă învârte fără milă în jurul degetului, se gândea Gvozdikova, ascultând discursul pasionat al soțului. Excelent, a spus el în acest caz. Îți voi spune mai târziu când mă întorc acasă. Sper că procesul va decurge rapid și nu va trebui să rescriu din nou milioane de pagini nereușite. Pe scurt, Alexandra, te voi suna și te rog. Te rog, nu mă deranja în timp ce lucrez. Bine, dragul meu, a răspuns ea cu un suspin. Lucrează cât ai nevoie. Te iubesc. Și eu te iubesc, a răspuns Ilia într-un mod oarecum sec și a închis telefonul. La prima întâlnire cu Maria în apartamentul închiriat. Ilia a fost nevoit să asculte povești absurde și sfâșietoare despre cât de nerecunoscătoare era soția lui Gvozdikov. Îți dai seama!" îi spunea el Mariei și nici măcar nu bănuia că ar putea să se lege de o poetă. Ea nu mă oferă deloc sprijin. Chiar dacă luăm aceasta a treia parte a celei mai de succes povești ale mele, ea pur și simplu nu mi-a dat voie să mă gândesc la dezvoltarea ei." De ce?" a întrebat surprinsă Eftușencova, examinând interiorul apartamentului închiriat, unde Ilia o invitase la ceai. Ce făcea ea? Te împiedica cumva în creația ta? Ei bine, consideră că da, a răspuns Gvozdikov. Eram plin de energie. Rescriam partea a doua, pe care ar trebui să o public în curând, și mă gândeam la a treia, iar apoi. Am avut un fel de atac inexplicabil de apatie și am fost pe cale să cad într-o depresie profundă. M-a întrebat dacă sunt sigur că vreau să merg la congres în această stare la care am început să spun că voi merge neapărat. Și ce? A întrerupt-o nerăbdătoare Maria. M-a apăsat pur și simplu. I-a spus că sunt un ratat, că sunt un scriitor prost și că în familia noastră doar ea știe să câștige bani. Ști Maria. Uneori am impresia că nimeni pe această planetă blestemată nu mă înțelege. Sau pur și simplu refuză să înțeleagă. Soția mea mă desconsideră pentru că, ridicându-mă din cele mai joase straturi, Visez la vârf. Maria s-a uitat cu milă la scriitorul care se lăsase purtat de povestea lui și, sub privirea ei, el s-a oprit. Vrei să-ți fac ceai? A întrebat el. Am cumpărat un ceai din supermarket, în timp ce veneam aici, cu bergamot, cred. O, oh, ador cu bergamot! Toarnă! Au stat de vorbă, povestind la o cană de ceai încă o oră și jumătate, din care 40 de minute Ilia s-a plâns de viață. Acum, când el și Maria nu mai erau atât de străini unul pentru celălalt, a putut să îi împărtășească poezia sa din copilărie, datorită căreia tatăl său a văzut potențialul în el. Ei bine, pentru o vârstă atât de fragedă, este minunat! A exclamat Maria cu admirație, aflând câți ani avea Gvozdikov când a compus-o. Nu, serios, ești un scriitor născut! Mulțumesc! Rușinat, dar extrem de mândru de sine, a răspuns scriitorul. Sincer, Maș, îmi face mare plăcere că mă asculți măcar tu. E frustrant, înțelegi, când aștepți de la soția ta un fel de sprijin și ajutor, iar în schimb primești doar reproșuri și priviri disprețuitoare, atunci îți pierzi complet interesul pentru tot, inclusiv pentru viață. Ah, a răspuns Maria brusc, dar nu spune așa. Nu îndrăzni să spui așa, Ilia. Dacă mai aud odată ceva de genul acesta de la tine, să te ferești. Te voi pedepsi pentru astfel de gânduri. Cu siguranță te voi pedepsi. Vorbea foarte serios și părea sincer îngrijorată când cineva vorbea așa, dar pe Ilia, dintr-un motiv oarecare, comentariile ei l-au făcut să râdă. Intonația ei, expresia feței și gesticulația păreau toate atât de caricaturale și amuzante, de parcă erau personaje dintr-o schiță inspirată de un banc, plasate pe coperta unei reviste cu cuvinte încrucișate. Și în general, nu e nimic, a adăugat Eftușencova. Cred că noi, oamenii creativi, ar trebui să ne înțelegem cel mai bine, așa că nu e nimic surprinzător în faptul că am găsit atât de repede un limbaj comun. Soția ta, așa cum înțeleg, nu este deloc o persoană creativă, nu? Aha, a dat din cap el. Scrie texte comerciale. Aha, a exclamat Maria. Ea nu te va înțelege niciodată. Dacă mintea unei persoane cu adevărat creative este orientată spre creație și dezvoltare spirituală, atunci mintea unor astfel de persoane este exclusiv orientată spre afaceri și câștiguri financiare. Așa cum se spune, gâsca nu este tovarăș cu porcul. În timp ce asculta, el urmărea cu atenție expresia feței miniaturii frumoase poetese, începând treptat să simtă cum în el se trezește o dorință inexplicabilă de a comunica constant cu ea. A fost dragoste la prima vedere o explozie de sentimente de care suferă probabil toți oamenii cu adevărat creativi sau pur și simplu nebuni Ilia nici nu bănuia că fata care părea atât de decentă și educată în pat se va dovedi a fi o desfrânată O astfel de dragoste nu a mai avut de mult timp iar când au terminat cu Maria abia a reușit să-și revină Deja mâine trebuia să se întoarcă acasă la soția sa care locuia la celălalt capăt al orașului iar Maria trebuia să se întoarcă în orașul ei situat la aproximativ 80 de kilometri de centrul regional. Mâine ne vom despărți, a spus ea trist. Nu vreau să mă despart de tine, dragule. Nu vreau, a spus Gvozdikov. Și știi de ce? Când sunt lângă tine, simt valuri de inspirație. Simt cum mă umplu de energie creativă, care este absolut necesară pentru a crea capodopere. Maria, nu o să crezi, dar ești muza mea, cea mai adevărată regină. Te iubesc, Maria. Și eu te iubesc, a răspuns ea. Și atunci în mintea lui Ilia a apărut ideea că poate să-și păcălească soția foarte abil. Sub pretextul unei inspirații bruste din cauza evenimentului, el va începe imediat să lucreze la partea a treia a cărții sale, iar acasă nu se va întoarce sub pretextul că pentru muncă are nevoie de liniște și curățenie în jur. Totuși, el ar fi putut să se ocupe de scrierea părții a treia cărții îmbrățișat de foc, dar acum avea lucruri mult mai interesante și mai importante de făcut. Și aceste lucruri aveau o apariție foarte frumoasă și un nume: Maria Eftușencova, tânără poetă și scriitoare începătoare. Nu voia să se despartă de ea. În aceste câteva zile pe care le-a petrecut la celălalt capăt al orașului, stând în acest mic apartament strâmt, precum și participând la evenimente literare. Probabil că a trecut de un milion de ori prin mintea lui varianta de dezvoltare a evenimentelor în care el și Maria aveau un viitor comun bun. Ea era liberă, iar el, cu o mare dorință, ar fi putut să se libereze și el. Chiar dacă Eftușencova insista că nu ar trebui să-și părăsească soția pentru ea. Indiferent cât de puternice erau sentimentele, el răspundea că mai bine ar renunța la această broască nerecunoscătoare, cum a spus el, pentru o frumoasă prințesă, cu care a găsit cu ușurință un limbaj comun și a rămas în acest apartament, convinându-o pe Maria să rămână. Zilele au trecut împreună, uitându-se la filme, plimbându-se prin magazine, citindu-și unul altuia schițe ale unor versuri amuzante pe care le au inventat chiar ei. Și nopțile, desigur, în feroneria acestui apartament lumina nu se stingea niciodată. Ilia a cerut de mai multe ori Alexandra să-i plătească acest apartament pentru încă câteva zile afirmând că cartea va fi gata în curând. Mai rămânea doar să adauge câteva detalii, iar capodopera literaturii moderne va ieși de sub pana lui. Și Alexandra credea. Credea cu adevărat că el scrie, lucrează și își construiește cariera cu propriile mâini, iar împreună cu aceasta și destinul său viitor. Ea, alimentată de nivelul de interes crescut față de soțul ei, aștepta cu nerăbdare întoarcerea lui și, când îl suna seara, îi spunea că va asculta cu atenție opera lui, dacă desigur el va fi de acord să o citească. În acest ritm a trecut aproape o lună. Gvozdikov își hrănea soția cu eterna promisiunea unui mic dejun, spunând că mai este puțin și cartea va fi complet gata, dar ceva nu mergea niciodată bine. Fie că inspirația dispărea și muza nu-l vizita, fie că se simțea rău în timp ce lucra la laptop, fie că a decis să se plimbe și a plecat atât de departe încât s-a întors acasă abia noaptea. Și nu mai avea putere să scrie cartea, iar Alexandra, care se îndrăgostise din nou de el, credea în toate aceste prostii, trimițându-i bani ca să plătească apartamentul. Dar în ultimele zile s-a întâmplat ceva cu soția lui, iar ea a încetat aproape complet să mai comunice. Răspundea doar pe messenger, iar timpul de răspuns varia de la câteva ore la o zi întreagă. Răspundea foarte sec și neclar, iar tânărul ei soț s-a îngrijorat că din nou s-a întâmplat ceva cu ea. Ce să mai aștepți de la o persoană? Se gândea el, care te jignește, îți desconsideră creația și munca, Sugerând practic că ești un nimeni incapabil, fără talent, care nu are loc pe rafturile cărților. Dar, mai devreme sau mai târziu, trebuia să vină ziua în care Ilia și Alexandra se vor întâlni. Era preajma anului nou, iar băiatul, întorcându-se acasă, se pregătea să înceapă pregătirile pentru această sărbătoare familială plină de bucurie. Dragă, m-am întors, a declarat el, intrând în apartament. Ilia avea un simț al empatiei bine dezvoltat, așa că, de îndată ce a intrat în apartament, a simțit imediat că aici se întâmplă ceva ciudat. Atmosfera din locuință era tensionată. Pielea lui creativă de scriitor simțea asta în tot sufletul său și s-a umplut de fiori. Dragă, a întins el, dezvăluindu-se și pregătindu-se să meargă mai departe. În spatele său, trăgea o valiză cu roți. Dintr-o dată, din sufragerie a ieșit încet Alexandra, cu brațele încrucișate pe piept. Salut! a spus ea încet, și ușor din cap. De ce ai decis să te întorci? Hm. Într-un fel, zâmbind nervos, a întrebat Ilia. Din punct de vedere exterior, încerca să-și păstreze calmul, dar în interior, un incendiu de neliniște și tensiune se aprindea cu o viteză uriașă. Încerca să nu arate că este extrem de nervos. În mod direct, a spus Alexandra cu încredere. De ce nu ai predat încă partea ta a treia și nu ai câștigat milioanele pe care mi le-ai promis? Unde sunt banii? Ilișa? Deș, știi, banii sunt o problemă temporară. Spunem. Unde îți este conștiința? Nenorocitule. Gvozdikov a încruntat din sprâncene demonstrativ. Ceva nu este în regulă. A întrebat el, iar vocea lui a tremurat vizibil. El însuși nu știa ce să-i răspundă soției sale. În primul rând, îl speria necunoscutul. Vedea că soția lui comunică cu el doar cu reproșuri, dar nu înțelegea esența acestor reproșuri. În al doilea rând, limba lui se împotmolea, mâinile și vocea îi tremurau, iar mintea de scriitor, pregătită pentru o legătură instantane de cuvinte, propoziții, de parcă la o apăsare de buton, s-a oprit și nu mai putea lega două cuvinte. Eu ar trebui să te întreb pe tine, a replicat Gvozdicova. Spunem. Te rog, cum o cheamă pe fata cu care ai stat toată luna decembrie în apartament? Ce fată? a întrebat el nervos, dându-se de gol. Fruntea lui s-a acoperit de transpirație, mâinile au început să tremure și mai tare, așa că s-a grăbit să le ascundă în spate. Pe acea mică poetă brunetă, dacă am înțeles bine, a așteptat câteva minute și, văzând că soțul nu are de gând să-i răspundă, a continuat. Bine, nu te mai chinui, nu-ți mai strica neuronii. Nu-ți mai pierde energia pe altceva decât pe cartea ta, scriitorule meu neterminat. El a înghițit în sec. Nu crede că sunt o proastă naivă pe care o poți păcăli cu ușurință, a spus Alexandra. Am și eu legăturile mele și comunicare. Fac parte din multe grupuri dedicate lucrului cu textul și acolo am cunoștințe. Așa că, una dintre colegele mele foarte bune s-a lăudat în preajma sărbătorilor cu ce a reușit să facă în acest an și a împărtășit fotografii. Se pare că Ilia a început să simtă cum îi crește treptat tensiunea. În ochi începea să se întunece, picioarele îi deveneau moi, iar capul începea să-i amețească. Colegă mea foarte bună se numește Eftușencova Maria, a spus Alexandra, lăsându-le pe Ilia fără nicio speranță. Mai exact, în trecut colega mea foarte bună. Acum nu mai am de gând să mai comunic cu ea. Și nici cu tine, Gvozdikov. Stai, Alexandra, îți voi explica totul. Nu trebuie să ne explici nimic, l-a întrerupt fata, pentru că eu știu deja totul. Știu că aproape toată luna decembrie ați stat cu ea pe cheltuiala mea în apartamentul închiriat. Știu cum au decurs nopțile voastre, pe care le-ați petrecut împreună în același pat. Știu din ce a constat timpul vostru liber și știu de asemenea că tu ai plâns mereu de mine, că sunt o soție atât de proastă, care te umilește constant. A tăcut din nou, oferindu-i lui Ilia ocazia să răspundă, dar el nu era în stare să gândească. Ce să-i spună? Nu știa. Principalul său obiectiv acum era să nu leșine de frica și stresul care îl copăleșeau. În general, Gvozdikov, nu mai vreau să aud nimic, a spus în cele din urmă Alexandra. Acum te îmbraci din nou și, fără să-ți desfaci valiza, ieși din acest apartament. Și... Ea a scos încet inelul de logodnă de pe degetul ei, fără nume ia-le și pe acesta cu tine, îl vei vinde la manet, îți vei cumpăra ceva de mâncare. Dar, sa, nu vreau să aud nimic, a strigat ea furios, nu vreau să te mai văd, pleacă de aici. Și lui Ilia nu-i rămânea altceva de făcut decât să se întoarcă, complet distrus și deprimat, spre ieșire, să se îmbrace și să plece, așa cum îi ordonase acum fosta soție, stăpâna apartamentului. Băiatului i-a fost foarte noroc că i-au mai rămas câțiva bani după plata chiriei și a reușit să-și cumpere ceva de mâncare. Era extrem de flămând. Afară era o ger de preajma anului nou, zăpada cădea din cer, iar toți cei din jur păreau atât de fericiți și lipsiți de griji, chiar și adulții, ale căror vieți erau cu siguranță pline de probleme, inclusiv copii neascultători care le dădeau dureri de cap, soacre, credite, ipoteci pe care le-au luat din greșeală cu mulți ani în urmă, acum erau la fel de fericiți ca și copiii lor care cu siguranță nu aveau de ce să se îngrijoreze. Pe străzi, luminițele străluceau, creând o atmosferă minunată de sărbătoare. Numai Ilia Gvozdikov era nefericit. Acum, la câteva ore după ce soția l-a dat afară din apartament, el stătea pe o bancă în fața gării și aștepta trenul său. Cu ultimii bani, a cumpărat un bilet spre orașul său natal, a sunat părinții, anunțându-i că se întoarce din nou la ei. Dorința de a face ceva dispăruse complet. Maria, cu care s-au despărțit în această dimineață, cu siguranță nu era interesată de nimic altceva decât de o aventură de scurtă durată. Soția, care a aflat atât de repede și neașteptat despre infidelitate, cu atât mai puțin nu avea nevoie de acest tânăr, dar deja nebun scriitor. Nimeni nu avea nevoie de el, așa că, de fapt, nu era nimeni în jur. Stătea, sprijinindu-se cu coatele de genunchi și cu ochii sticloși fixa podeaua. Mai erau o oră și jumătate până la tren, iar el nu avea nici cea mai vagă idee ce să facă în tot acest timp. Din plictiseală, a decis să-și scoată cartea și să o citească. Poate că de data aceasta va putea să identifice o altă greșeală, iar apoi să o corecteze. Dar, citind doar câteva pagini, s-a oprit și apoi a aruncat cartea în coșul de gunoi. Acum, când în viața lui erau doar probleme, nu-i mai plăcea deloc. Totul. Se pare că aici se încheia cariera tânărului scriitor, care părea promițător, așa cum credea el însuși. Nu vei fi o stea a culturii moderne, a spus cu milă vocea tatălui în mintea lui Ilia, iar apoi trenul, de care avea nevoie Gvozdikov, s-a oprit în cele din urmă.